Abia nici măcar, pe lângă faptul că nu s-a întors, a plecat și cu altul. Cu cine a plecat? Cu calul? Ce cal? Hai că mi-am adus aminte de unul extraordinar cu cal chiar de aici. Trei prieteni stăteau de vorbă în bar așa și unul zice, băi, cred că mă înșeală nevasta cu un electrician. De ce? Că am găsit niște cablu sub pat și nu sunt ale mele. Al doilea zice, băi, pe mine mă înșeală cu un instalator. De ce? Am găsit o trusă de scule sub pat și nu era a mea. Și altul zice, al treilea, băi, pe mine mă înșeală cu un cal. Cum așa cu un cal? Păi am găsit un joc eu sub pat. Ești măcar. Da, ce? Fugi de acolo. Cu ginecolog? Că asta știi foarte bun, unu. Cu doi ginecologi la un congres. Unul zice, băi, ieri a venit la mine în cabinet o fată cu un clitoris ca un pepene. Și la altul zice, te domne, de aici că nu există așa ceva. Dacă ar avea un clitoris atât de mare, n-ar putea nici să meargă pe stradă. Păi cine a vorbit de mărime? Eu vorbeam de gust. Chiar nu m-a ajuns deloc și nu-mi face altceva decât să-mi faci mai mult rău. Stai cât de vesele. Stai așa că m-aș ținu cu un ginecolog. Fică o blondă vine la un ginecolog. Dom'le, cred că m-am uitat chiloții aici. Doamnă, nu sunt aici. Atunci ce e clar, trebuie să fie la stomatolog. Știu-te super că nevastă ta e blondă. E blondă nevastă ta? E brunetă. A, brunetă. Cică, știi de ce bancurile cu blonde sunt scurte? Să le reține și brunetele. Extraordinar, ce bun ăsta, e genial. Nu știu, cred că viața pentru mine nu mai are rost și nici lumea în care trăim și o să vreau să mă sinucid. Bine, de că mi-am adus aminte de unul foarte bun. După vremea lui Ceaușescu când eram pionier. Fii atent. Știi ce îi spune bibliotecara lui Bulă când vrea să împrumute o carte despre sinucidere? Nu ți-o dau, că nu mai aduci înapoi. Să știi că eu chiar vorbesc serios și chiar m-am gândit foarte, foarte serios la sinucidere. Să te sinucizi? Păi poate ajungi dracului în iad. Iată că asta mi-aduce aminte de unul extraordinar cu o babă care moare și ajunge la poarta raiului. Se întâlnește cu Sfântul Petru și stând ei așa de vorbă sau de un urlet îngrozitor. Săraca babă, întreabă ce se întâmplă, Sfinte Petre. Îi dăm unuia găuri în numeri ca să-i montăm aripile. Baba mai stă de vorbă cu Sfântul Petru, alt urlet mai îngrozitor. Se sperie baba, zice, ce se întâmplă, Sfinte Petre? Îi dăm unuia gaură în cap să-i montăm aureola. Se sperie baba, ce gata, nu mai vreau în rai, duceți-mă în iad. Mamaie, păi acolo te violează și te sodomizează toată ziua, 24 din 24. Da, maică, dar măcar am găurile făcute. Extraordinar, ce bun e. Știi ce e asta? Ce e? Un pistol. Un pistol. Și cu asta îmi voi trage un glonț în cap. Un pistol asta mă aduce aminte de unul extraordinar. Ci că interviu la FBI, candidaților li se dă cât un pistol și sunt invitați să intre în camera alăturată să-și omoare nevestele. Primul intră, îndreaptă pistolul spre asta sau nu reușește, iese afară și renunță. Al doilea intră, trage un foc în aer și iese afară. Al treilea intră, sau aud împușcături, descarcă tot încărcătorul, sau aud bușituri, trânteli, după un sfert de oră, liniște. Iese afară nervos. Nu știu, domne, care cretin a băgat gloanțe oarbe în pistol și a trebuit să o omor cu scaunul.
Stai, stai așa, că știu unul extraordinar. Stai așa. Stai așa, cică. Cică, iepurașul se plimba. Stai, domne, ascultă-mă. Cică, iepurașul se plimba pe-n pădure. Fii atent aici. Fii atent aici. Iepurașul se plimba pe-n pădure și găsește un pistol. Și, mamă, iau-te. Se întâlnește cu vulpea. Iau-te, vulpeo. Fii atentă la noi aici în pădure. E o grămadă mare de rahat. Dacă nu o mănânci, te împușc. Vulpea n-are ce să facă, mănâncă rahatul. Se întâlnește iepurașul mai departe cu veveriță. La fel, veveriță. Aici la noi în pădure, o face să mănânce și pe veveriță, și pe arici, și pe lupă. Ascultă-mă, domne. Și după aia se întâlnește cu ursul. Și zice, ursule, fii atent că aici la noi în pădure, e o grămadă mare de rahat. Dacă nu o mănânci, clic, clic. O mănânc eu.